Salutare, prieteni! Astăzi o să facem livrarea unei femele la Cluj. O să vedeți cum procedez eu în momentul în care, să zic așa, ambalăm iepurașul către nou stăpân. Folosim o cutie din aceasta de banane. Sunt cutiile care se folosesc cel mai des în transportul local și sunt foarte, foarte ok. Punem în primul și primul rând un strat de paie pentru a fi ok. După aceea o să trebuiască să punem certificatul de origine. Cel mai bun lucru este să îl punem pe interiorul cutiei și după aceea să îl prindem cu scoci foarte frumos. Așa, e sigur că el nu va fi pierdut. Foarte simplu, este pus aici pe laterala cutiuței și așa putem să asigurăm că certificatul nu este pierdut. După aceea, foarte ușor, o să trebuiască să avem o plasă pe interior, vedeți cum am eu aici, dar eu am băgat undeva pe aici, pe partea asta, prinsă cu clipsuri din acestea, coliere de plastic, dar trebuie să ținem cont că nu putem să lăsăm la înălțimea, adică să fie băgat de tot, pentru că spațiul animalului va fi mult mai mic, așadar va trebui să o suspendăm cumva, să fie un pic mai sus, ca înălțimea să fie mai mare și animalul să stea mai lejer. O să trebuiască să dau niște grăuri pentru a mări cumva înălțimea și după aceea o să o prind foarte ușor cu oliere. Femeală foarte frumoasă, care va pleca la George Moldovan, la Cluj. Astăzi o să o pun pe autocar și sperăm să ajungă cu bine. Pot fi 4 găuri. Și după aceea, prinse cu colierile astea de plastic. Bineînțeles, la un moment dat o să trebuiască să bag și femeluța, pentru că ca să o putem avea în interior. Uiteați foarte ușor. Avem una. O să mai dăm încă una și după aceea o să lăsăm liber. Ca ultima dată, după ce vă dăm exemplarul, să o putem băga în interior. Vedeți? Astfel s-a mărit înălțimea. Uitați. Am ajuns undeva la 40 de centimetri, spun eu. Și ca să vedeți cum ar veni. Și cu exemplarul. Și cu femelița înăuntru. Va fi mult mai ok. Va sta așa mai lejer. Nu uitați, foarte, foarte bine e să
avem înăuntru ceva suculente, morcov, măr, pentru a se putea hidrata. Sunt totuși 7 ore în care femela este în această pustă și nu trebuie să hidrateze cumva. Așadar, asta este singura metodă prin care îi putem oferi hidratarea animalului. Această ambalare pe care eu am făcut-o, o să mai scriu pe cutie numărul de telefon al băiatului la care trebuie să ajungă și ca destinație, locația unde trebuie să ajungă exemplarul. Ce să zic, Doamne ajută să ajungă cu bine și să-i trăiască. Eu vă salut cu respect.